Pentru noi aici la Battery Fest urmează o oră și jumătate de vis. Iată ecranul cel mare cu numele orașului nostru, numele festivalului nostru. Urmează proiecția de film. Festivalul Internațional de Film Transilvania și Cinemateca Serii. După care concertele nopții cu Crimson Haze, Peregrini și Deep Six Project și Iris la Battery Fest. Pe scenă trebuie să fie artiștii, pe scenă trebuie să fie regizorii care pun artiștii în valoare, pe scenă trebuie să fie realizatorii. De aceea, rog atenție pentru filmul care urmează. Cu toții avem vecini de sus, vecini de jos, sau cei mai puțin norocoși avem vecini răi. Dineul cu vecinii de sus este filmul despre care, în aplauzele dumneavoastră, rog această onorată audiență să-l primească acum pe regizorul Tudor Giurgiu. Bună seara, bine ați venit! Nu sunt aici în calitate neapărat de regizor, ci de reprezentant al Festivalului de Film TIFF de la Cluj. Mulțumesc pentru invitație primarului de aici, din Șimleul Silvaniei, pentru că s-au gândit la noi și mă bucur că am putut să venim cu acest ecran și cu filmele care au rulat la TIFF. Sper să vă bucurați de ele și în seara asta și mâine seară. E o promisiune că doar am inaugurat seria unei colaborări care ne dorim să fie cât mai lungi cu orașul vostru. Sper să revenim în final de octombrie cu premiera unui film românesc care se cheamă Capra cu trei iezi, povestea pe care o știm cu toții, un film în care joacă Maia Morgenstern și Marius Bodochi. Sperăm să venim aici, dacă nu în premieră, în orice caz în prima săptămână de proiecție a filmului și să vă aduc și echipa filmului. În seara asta, inițial, anunțasem că vom proiecta filmul România Sălbatică. E un film însă care durează 2 ore și ne-am gândit, fiind o seară lungă, va urma și trupa Iris, pe care sunt convins că o așteptați, ne-am gândit să facem această schimbare și să vă propunem o comedie. E comedia spaniolă care a deschis TIFF-ul de anul trecut. E un film la care veți râde în hohote, din nou cu vecinii de sus. Sper să aveți o vizionare plăcută, să vă bucurați de film și sper să venim cât mai des la voi aici în Șimleu. Vizionare plăcută și o seară cât mai puțin răcoroasă.